Se leaptă, există mai multe suflete pereche într-o viață, nu doar unul singur. Și atunci când te agași, agăți și crezi că relația care nu mai există sau nu ar putea să mai continue, dintr-un motiv sau altul, din vina ta, din vina lui sau din vina lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu poate avea vreo vină vreodată, trebuie să trăiești în prezent și să încerci să nu-ți mai zgândări rana aia în continuu și să deschizi mintea și spiritul pentru noi experiențe, pentru că în viața ta poate să apară cu adevărat sufletul pereche și poate tu fiind blocat într-o relație care nu se poate finaliza niciun fel, nu poți să-ți îndeplinești misiunea ta în viață ca femeie, ca mamă și așa mai departe, ca tot ce se poate întâmpla dintr-o relație reușită, nu.